Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Alături de voi sunt Vlad Bejinariu și Marina Mironica, suntem studenți la antropologie și sociologie și ne dorim să înțelegem lumea din jurul nostru. În acest episod vorbim despre drepturile muncitorilor și necesitatea de organizare la locul de muncă, despre sindicalizare și tot ce ține de subiectul ăsta. Ce sunt sindicatele și care este soarta lor în societatea noastră, vom discuta cu sociologul Ștefan Guga. Ștefan a realizat mai multe cercetări și a contribuit la studii despre sindicalismul românesc, având un doctorat despre muncă în industria de automobile. Salut, Ștefan! Salut! Ok, Ștefan, cred că primul lucru care vrea să-l aflăm de la tine e cum ai ajuns să studiezi tema, de ce e importantă și de ce e importantă pentru tine. Adică pentru mine e o chestie oarecum personală. Când eram mic, ai mei părinți la muzeul la care lucrau erau amândoi membri de sindicat și au avut probleme cu conducerea și atunci am crescut mic în acest câmp oarecum al luptei sindicale și am înțeles oarecum ce înseamnă puțin oarecum cât puteam atunci organizare sindicală. Da, n-am o poveste așa, e o poveste personală, dar nu așa de îndepărtată, să zicem. Totul a început la Budapesta, unde făceam un masterat, perioada 2008-2010, un masterat în sociologie. Aveam, la momentul respectiv, am format un grup foarte sudat, să zicem, de colegi, de prieteni, am devenit între timp, în care făceam tot felul de lucruri, citeam, discutam, era un mediu, să zicem, destul de politizat, de stânga, discutam foarte multe lucruri despre capitalism, despre muncă și așa mai departe și eram toți pasionați de subiectul ăsta și când a venit discuția să ne alegem teze de doctorat, teme de doctorat, eu am ales să fac ceva pe subiectul muncii. A fost o mai oarecare o întâmplare, să zicem. În 2010, 2009 de fapt, sfârșitul 2009, când a trebuit să fac aplicația, căutam subiecte efectiv pe internet, eram la Budapesta, nu știam foarte bine, da? Și am văzut că știam deja, dar am făcut o mică cercetare online, că în 2008 fusese o grevă foarte importantă, o grevă mare de 3 săptămâni la fabrica de mașini, la Dacia, la Mioveni, în România. Și am zis, hei, de ce să nu fac ceva pe subiectul ăsta? Nu era mare lucru, trebuia să scriu o aplicație de 2 pagini, nu era chiar mare filozofie, am mers pe chestia asta. Am intrat la doctorat și de acolo a trebuit să și fac cercetare pe subiectul respectiv. Și apoi, ceva mai târziu, vreo 3-4 ani mai târziu, când deja am terminasem partea de cercetare, trebuia să intrasem în faza sa de scris, care a durat destul de mult. Și, mă rog, aveam nevoie de bani să mă pot susține și mi s-a oferit ocazia de a face cercetări, o cercetare la inițial și după aia mai multe, pe, mă rog, să zicem, o cercetare mai de domeniul politicilor publice. Da? Deci să ne uităm la momentul respectiv, trebuia să analizez impactul adoptării noii legislații în domeniul dialogului social în 2011, și apoi cu schimbările codului muncii și problema muncii atipice, de acolo a început cumva. Na. Chestia asta am făcut-o de nevoie la momentul respectiv și apoi, după ce am terminat și doctoratul, s-a transformat într-o preocupare permanentă, să zicem. Na. Pe lângă dimensiunea asta de context academic și momentul în care ai decis că să cercetezi subiectul ăsta, care e importanța generală a studiului ca sociologi sau ca oameni preocupați de ce se întâmplă în lumea noastră? De ce ar trebui să ne intereseze subiectul ăsta al organizării la locul de muncă și al sindicalizării? În primul rând, pentru că mai toată lumea lucrează, pentru că trebuie să lucreze, da? Foarte marea majoritatea populației în vârstă de muncă lucrează sub o formă sau alta, e salariată, să zicem, sau ar trebui să fie salariată. Fiecare dintre noi ne aflăm într-o relație individuală de muncă cu angajatorul nostru. O relație care e una de inegalitate inerentă, da? Angajatorul întotdeauna într-o relație individuală de muncă, într-un raport individual de muncă, are, să zicem, mai multe pârghii decât are angajatul. În cele mai multe situații asta este asta ce se întâmplă. Și ca principiu general, organizarea salariaților și apoi negocierile colective, dacă e cazul, rolul lor este să echilibreze un pic acest raport de forță,
un pic mai în favoarea, mai în favoarea salariaților, sau cel puțin să fie pe un picior cât se poate de, pe cât măsură de, pe cât se poate de egalitate, să zicem. Asta e principiul general. Asta e important. Din ce am citit pe cercetările pe care le-ai făcut, am văzut că există oarecum o tendință de a scădea popularitatea sindicatelor, adică scad și ca număr, oarecum și ca încredere, din ce am mai văzut. Și voiam să te întrebăm care ar fi motivul sau de ce se întâmplă așa ceva. Și dacă e o chestie care e specifică doar României sau e o mișcare cumva globală a scăderii frecvenței acestor mișcări? Da, deci e un fenomen, bineînțeles, mai destul de global, cel puțin în, dacă vorbim de vechile bastioane sindicale, da, de Europa și de America de Nord, care se întâmplă de ceva timp, deci în Europa de Vest e o problemă de câteva decenii, în România e vizibil deja, foarte, foarte vizibil din anii 2000. Da, deci scade rata de sindicalizare, din nou rata de sindicalizare înseamnă ponderea membrilor de sindicat în totalul salariaților. Cauzele sunt multiple, sunt și chestiuni ce țin de structura economică, da, se schimbă, nu mai avem cea mai mare parte a salariaților, nu mai este în industrie unde aveai un context, aveai fabrici mari, unde sunt, e mult mai ușor pentru oameni să se simtă solidar și să se organizeze, da, se văd, își cunosc situația și așa mai departe, se văd față în față mulți dintre ei. Un adversar, să zicem, e mai ușor, mai vizibil și așa mai departe. E mult mai dificil într-o economie mult mai fragmentată, unde serviciile domină, da, să zicem, deși nu neapărat cazul României în momentul de față. Asta ar fi un motiv, un motiv structural. După aceea sunt foarte multe motive organizatorice, rațe sindicale nu s-au protejat, să zicem, de-a lungul timpului, nu s-au protejat de lucruri de genul ăsta, n-au avut o strategie de menținere a membrilor, de recrutare de noi membri și așa mai departe. Sunt, bineînțeles, sunt și motive ideologice, da, de mai generale. Ce-i în spațiu public din România? E un spațiu public acaparat ideologic, da, de mesaje și de tipare de gândire de dreapta, unde avem piața liberă, fiecare salariat ar trebui să-și negocieze individual propria situație, salarii, condiții de muncă și așa mai departe. Rostul sindicatelor nu e foarte clar, dacă gândești în felul ăsta, nu prea au sens, pot fi chiar un element perturbator. Și atunci nu e foarte clar, nu e foarte complicat să vedem de ce în România avem, sub o formă sau alta, implicită sau explicită, un discurs antisindical dominant, să zicem, da? Din nou, asta nu trebuie să fie foarte explicit, nu trebuie să vezi la televizor, nu vrem sindicat și așa mai departe, e un, să zicem, un fenomen mai difuz. Și asta a cântărit destul de mult, mai ales, de exemplu, în cazul salariaților mai tineri, care au crescut într-o cultură dominantă de dreapta, da? Unde organizarea, reprezentarea colectivă și așa mai departe sunt lucruri care nu au sens, efectiv, da? N-ar trebui să existe, nu e... Și atunci e destul de simplu, da? Da, mi se pare și mie că am întâlnit în mai multe instanțe oameni care nu, cumva, nu sunt familiari și nu li se pare că e o chestie general acceptată să fii într-un sindicat. Crezi că există această chestie în care nu li se pare oamenilor care nu au trăit o perioadă în care sindicatele aveau un rol în viața lor mai semnificativ decât se vede acum că ar avea, nu li se pare ca fiind ceva realmente util sau cumva de vreo valoare? Asta e iarăși o chestie în care citim istoria sindicalismului din Europa de Vest și credem cumva că ea se pliază cumva sau a fost reprodusă cumva și în România. Nu e deloc cazul, adică această utilitate a sindicatului nu era deloc evidentă nici în anii 90 pentru când aveam o rată de sindicalizare de 80%, să zicem, la începutul anului 90. Nu era atât de evidentă utilitatea aceasta, na. Acolo era altă poveste, dar e și foarte greu utilitatea sindicală să-ți dai seama, oamenii nici nu știu la ce folosesc lucrurile astea, adică nu... Deci, ideea asta de utilitatea sindicatelor nu a fost niciodată un lucru foarte
cu excepții, bineînțeles, cu excepții foarte importante, nu a fost niciodată un fapt împământenit în România. Pentru că istoria sindicalismului în România, din nou, sindicalismul actual, da, e foarte scurtă. Da. În anii 90, sindicatele, bineînțeles, aveau o anumită forță, da, dar ele mergeau în defensivă tot timpul. Deci n-a fost această idee de sindicatele n-au obținut nouă niște drepturi, povestea din Europa de Vest, da? Sindicatele au obținut niște drepturi cu ziua de muncă de 8 ore, cu nu știu ce, cu nu știu ce, care la un moment dat au devenit un fel de, s-a stabilit un status quo, da? Și în timp s-a pierdut această idee de faptul că acele drepturi au fost obținute prin luptă și nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Nu e cazul în România, da? România în anii 90 s-a plecat deja de la un set de drepturi destul de consistent și sindicatele s-au luptat să își apere acele drepturi. A fost o mișcare ofensivă foarte, foarte rar și asta e mai general valabil pentru spațiul postcomunist. Sindicatele după 89 au purtat o luptă defensivă. Și atunci e mult mai greu de evaluat care este utilitatea, apropo, în termenii ăștia. Ce drepturi am obținut eu ca salariat prin luptă colectivă? Nu poți să spui asta. Poți apăra niște drepturi, da? De cele mai multe ori sindicatele și au eșuat. Asta e altă parte foarte importantă poveștii. Și atunci nu putem. Discuția e un pic alta. Dar tu ziceai că există zona asta de defensiv, de zona defensivă a sindicatelor. Și eram curios ce drepturi își apăreau, adică vorbim de drepturi care proveneau dintr-o perioadă de dinainte de 89 sau... Deci dacă ne referim pur și simplu la plata salariilor, de exemplu, da. În anii 90 erau foarte multe probleme, întreprinderile aveau foarte multe probleme în a-și face plățile la timp, către furnizori, către salariați, da. Și atunci sindicatele trebuiau să se lupte pentru plata salariilor la timp, salarii compensatori în caz de concedieri colective. Asta iarăși era o chestie ubicuă. Da? Și cred că e o parte importantă din istoria asta, da, absolut, recentă. Da, tranziție. Cum s-au făcut aceste concedieri colective și cum au fost plătiți oamenii ca să, când au fost disponibilizați. Sigur, asta e o poveste care se poate, e alt lucru, cum s-au făcut, de ce s-au făcut, cum au funcționat și așa mai departe, dar rolul sindical e foarte important, înțeles, rolul sindical era unul defensiv, era de a le asigura oamenilor o plasă de siguranță de ultimă instanță, cumva. Da. Ori e greu pentru acei salariați care, cum se mai povestești tu copilului tău, ce mi-a oferit mie sindicatul, salarii compensatorii. Grozav, adică nu e o poveste foarte plăcută, da, în sine. Și asta nu e, bineînțeles, nu e vina sindicatului și mai departe, dar e altă poveste decât cea pe care o citim în cărțile care s-au scris, în articole care s-au scris despre Europa de Vest și despre Statele Unite. Și legat de asta mă gândesc că înainte să trecem poate la un pic a vedea ce fac sindicatele din zilele noastre sau dacă reușesc să obțină careva dintre drepturile pierdute înainte sau neavute niciodată, mă gândeam să te întreb dacă poți să ne povestești un pic din experiența ta de cercetare. Ziceai că tocmai cumva ți-a atras atenția această grevă de la Mioveni și dacă poți să ne mai povestești din, nu știu, cum se vede dimensiunea asta de organizarea muncii și de cerere de drepturi efectiv în fabrici sau în locurile pe care le-ai cercetat tu. Da, bun, la modul general nu se poate face un comentariu pentru că situațiile sunt foarte, foarte diferite, cel puțin situația la Dacia, am cercetat în cadrul, la doctorat, e una foarte specială, tocmai pentru că acolo a fost o mișcare sindicală ofensivă, o mișcare sindicală foarte mare, de amploare, cu o poveste foarte special, nu știu dacă unică, dar în orice caz, în contextul românesc, extrem, extrem de rară, unde sindicatul a avut de-a lungul timpului o forță foarte, foarte mare, inclusiv în anii 90, fabrica de la Dacia a avut o experiență, așa zisei, tranziție un pic diferită, ei n-au trecut prin aceste concedieri colective decât în anii 2000 după privatizare, n-au avut o scădere a producției în anii 90, au avut de fapt o perioadă, poate nu de aur, dar în orice caz o perioadă destul de bună în anii 90. Contextul structural, să zicem așa, a fost destul de favorabil
mișcării sindicale de acolo. Și au avut și, bineînțeles, și partea de organizare a fost iarăși unică. A fost un context în care s-a putut crea o mișcare sindicală, în adevăratul sens al cuvântului, la nivel local, care a fost foarte activă în anii 90 și care a putut rezista și privatizării din 99 și concile colective care au urmat și lucrurile a culminat în această grevă de 3 săptămâni din 2008, unde au și câștigat, au avut sorți de izbândă și a fost o chestie iarăși unică, asta e ce m-a atras acolo. Acum, de ce s-a întâmplat asta și cum, e o poveste extrem de citiți lungă. Citiți doctoratul! Nu știu dacă, adică nu pot da o explicație sumară a chestia asta, pentru că e un context, adică pe mine asta m-a interesat, propriu zis, cum putem explica această traiectorie foarte diferită față de ce era în România și în general în Europa Centrală și Nord, unde se vorbea numai de slăbiciune sindicală, povestea asta cu sindicatele sunt defensive și așa mai departe, ceea ce e corect, adevărat, dar nu e așa peste tot. Și tocmai industria de automobile, care e și industria care s-a ridicat cel mai mult în ultimul deceniu și jumătate în Europa, nu numai în România, ci în întreaga regiune, tocmai industria asta a fost un pic, situația a fost un pic altfel. Asta cumva mi-am identificat eu contribuția, să zicem așa, ok, ce am vrut eu să spun, de ce cazul de la Dacia era interesant și de ce, dacă ne uităm la cei de la Dacia, putem spune ceva în plus despre sindicalismul din Europa Central și Des, decât s-a spus până la sfârșitul anului 2010, toată povestea asta cu defensivitatea, cu slăbiciunea și așa mai departe. Deci un context favorabil, adică asta mă gândesc că ai spus, că specificitatea tocmai cazului, mai ales privind privatizarea, adică de obicei când vorbim, după privatizări vorbim de concedieri masive, dar ai zis că acolo în continuare s-a păstrat o luptă sindicală destul de puternică. Au fost concedieri, deci nu e... La Dacia ei au plecat, erau foarte... Din nou, e... Ca să faceți o idee cantitativă așa, ei aveau undeva în... imediat după Revoluție, aveau în jur de 29.000 de salariați. Și în 99, când a fost privatizată uzina, avea tot ceva pe acolo, 29.000 și ceva, 28.000 și ceva, nu mai țin minte. În orice caz, nu existaseră, nu avuseră loc concedii colective sau o reducere de activitate. Dimpotrivă, vârful producției prelogan a Dacia a fost în 97, când au produs peste 100.000 de mașini. Da. Producție, vârful de produs chiar și mai mult decât înainte de 89. Nu prea vezi chestia asta în alte întreprinderi, nu prea auzi așa ceva. De ce s-a întâmplat asta și e o altă poveste. După privatizare și a fost un acord de privatizare care includea un acord social pe stil francez, totul era planificat din timp, de la început era foarte clar câte disponibilizări urmau să aibă loc, ele erau eșalonate, odată la 3 luni plecau câteva sute de muncitori și așa mai departe, plecări voluntare. Deci au avut loc disponibilizări, nu mai știu cifrele exact, dar cred că până în 2005 deja fabrica avea undeva la 11.000 de salariați, ceva de genul ăsta, da? Deci au fost disponibilizări masive, deci nu ne... Și acolo, numai că cei de la sindicat au reușit să gestioneze cumva situația. Într-un mod bineînțeles, cu drama de rigoare, nu înseamnă că tot a fost deloc grozav, dar au reușit cumva să iasă din chestia asta ca un sindicat puternic. Ceea ce e nu prea, iarăși, o poveste destul de unică, zice. Ziceai că au reușit să cumva să-și mențină imaginea pozitivă sindicatul de la Dacia, deși s-au întâmplat atât de multe cumva chestii nefericite pentru muncitorii pe care le reprezentau, și ziceai că e un caz cumva excepțional, pozitiv sau fericit, i-aș zice eu, în care na, cumva s-a reușit o grevă care era menită să apere și să opună rezistență intereselor angajatorului. În ce constă exemplul ăsta pozitiv? Adică dacă e să ne gândim așa, să ne rămână în minte, care e partea aia fascinantă, pozitivă despre ce s-a obținut la,
Da, în primul rând nu e o chestie de, doar de imagine, din potrivă, adică un sindicat nu e, dacă te gândești la sindicalism, când ai imagine, o, deja ai pierdut din vedere cel mai important lucru care e partea de organizare, adică e, un sindicat e, că până la urmă ai niște oameni care se ocupă de asta, niște lideri care sunt o mână de oameni de regulă, nu ei sunt, asta e și greșeala, și pentru salariat să creadă că sindicatul este altcineva, sunt ăia de acolo care fac ceva, nu, sindicatul e o chestie de organizare la firul ierbii de cele mai multe ori. Și asta a fost o bună parte a explicației succesului celor de la aceea, ține tocmai în conștientizarea importanței acestui element organizațional, organizatoric, pe care l-au ținut în frâu foarte bine și s-au investit foarte multe eforturi și resurse în povestea asta. De asta au ieșit din acea perioadă foarte dificilă, cumva au ieșit ca o forță și nu ca o organizație extrem de slăbită pe cale de dispariție și așa mai departe. Acum, de acolo până la greva din 2000 s-au mai întâmplat destul de multe lucruri, deci disponibilizările s-au terminat prin 2004-2005, până în 2008 s-au schimbat foarte multe lucruri și în țară, contextul economic, era boom-ul acela dinainte de criză, fabrica mergea foarte bine și au încercat să obțină și ei ceva din beneficiile pe care le avea compania la momentul respectiv. Ce o lecție din chestia asta, nu știu, că funcționează, că se poate, că nu știu, de... Bun, sunt mai multe chestii, bineînțeles că se poate, da? Deci nu e... Vedem totuși că sindicalismul nu afectează dramatic nici profiturile, nu pleacă investitorii, nu se întâmplă nimic, nu e nicio... Nu colapsează economia de piață și așa mai departe. Asta e o lecție elementară sau, mă rog, o chestie pe care o vezi imediat, compania prosperă și așa mai departe, într-o oarecare măsură, poate și din cauza faptului că există un acord acolo permanent între salariați și angajator. Asta ar fi o primă lecție și doi, că se poate face asta, dar este un pic mai reținut aici, pentru că să creezi genul ăsta de structură și genul ăsta de mișcare de la zero... mai greu, adică așa asta a fost și tot ce am încercat eu să arăt, că de fapt ce succesul acela din 2008 și evenimentul respectiv, de ce s-a ajuns la așa ceva, că nu trebuia neapărat să fie putea să fie și un eșec greva respectivă la faptul că ai avut o asemenea grevă, vine dintr-o întreagă istorie de organizare și de luptă sindicală, care era o chestie complet invizibilă în literatura academică, ok, ce făceau aceste sindicate în anii 90, în anii 2000, nu e foarte clar deloc pentru nimeni, sau cel puțin nu era foarte clar munca de la firul ierbii de organizare de așa mai departe, ce se întâmpla cu salariații, de ce stăteau în sindicat, ce făceau lideri sindicat și așa mai departe, în perioada asta gria tranziției în ghilimele, da? Și al post-privatizare. Deci nu știu dacă putem să discutăm de chestia asta în termen de învățăminte, lecții și așa mai departe. Sunt un pic mai reținut la capitolul ăsta, decât că se poate. Nu e o mare problemă pentru economică, să zicem, sindicalismul de succes. Da, adică exact asta mi se părea foarte important de subliniat, pentru că având în vedere discursul care se propagă în spațiu public și nu numai neapărat de sindicate, și mă gândesc inclusiv, bun, noi dacă vrem taxare progresivă sau dacă vrem taxare mai mare pe corporații, ni se spune constant că ei vor să plece sau ei își vor lua capitalul și îl vor investi altundeva și vor pleca. Și totuși reușești să ai un sindicat care încă să se mențină și să lupte în ciuda acestor avertismente pe care, din ce am văzut, au fost și la Dacia, parcă cu amenința de a reloca producția. Da, da, și cred că cei mai agresivi au fost ei, pentru că au avut Cilarul nu a avut o campanie întreagă desfășurată de la un an de zile pe chestia asta, că o să plece în Maroc sau în diverse alte... Na, și nu s-a întâmplat, evident, dacă te uitai un pic la detalii, era evident că era ceva complet imposibil povești. Na? Acum, nici nu trebuie dusă asta la extrem și asta e iarăși o chestie, dacă cei de la Dacia, cei de la sindicat, de la aceea sunt foarte conștienți de chestia. Înțeleg cumva că un sindicalism ofensiv sau un sindicalism poate fi ofensiv într-un anume context. Da? Deci nu poți să fii ofensiv. Dacă erai ofensiv în anii 90, s-ar putea să
să-ți o fi luat în barbă destul de rău, de exemplu, da? Dar ei au, știau foarte bine și asta e bine, să fie o organizație sindicală, să fie o organizație care înțelege ce se întâmplă. Da? Înțelege contextul, înțelege contextul economic, contextul social, ok, este o perioadă, ce facem aici, să facem o strategie, da? O strategie ofensivă, defensivă, statică, cine știe, da? E o alegere acolo, deci nu e neapărat nici ideea asta că trebuie să existe sindicalizi care să se lupte ofensiv. Sigur, în general e foarte bine, dar un sindicalizi care merge sau un sindicat care merge din inerție așa, s-ar putea la un moment dat să se lovească cu capul de pereți. Dar, mă rog, mai general vorbind, în momentul de față în România este enorm de multă masă de marjă de manevră pentru o mișcare ofensivă din partea salariatului, pe plan individual, pe plan colectiv, asta e altă discuție. Okay. Voiam să discut un pic despre zona de negociere colectivă, având în vedere că asta e un aspect important al activității sindicale. Care sunt formele de negociere colectivă, cum se negociază și care e tendința? Că din ce ai studiat am văzut că există o tendință de scădere la nivel de negocieri colective. Cred că asta era povestea cu ce s-a schimbat în urma legii dialogului social, dificultatea asta de a negocia contracte colective, care nu sunt sigură, dar din câte înțeleg eu e cumva un plus de securitate la locul de muncă, adică în momentul în care ești angajat pentru un contract colectiv, este mai ușor să îți păstrezi, de exemplu, beneficiile în momentul în care ar decide angajatorul că scade ceva. Deci una e problema că în România salariul minim se crește creșterea salariul minim nu se dă, și asta e una dintre probleme, nu se datorează unei presiuni sindicale, decât într-o foarte mică măsură și mai recent asta. Ai creșterea în România, cum am zis așa, pe păi da, este, din nou este foarte important pentru că este una ce citim noi și texte și nu știu ce. Și alta ce sunt în România și, bineînțeles, ideea de salariu minim și, bineînțeles, ai dreptate, deci, na, sigur, și asta era și ideea veche înainte de, deși asta e logica negocierilor colective în general, da, de a, ce putem da, primi de salarii, da, una dintre mizele cele mai mari este să stabilești un salariu minim. Că e la nivel de companie, că e la nivel de sector, că e la nivel național, nu contează, da, deci stabilești un salariu minim, da. După aceea să am niște grile de salarizare, de exemplu, în care poți să spui că muncitorul calificat nu-i plătit la nivelul muncitorului necalificat și așa mai departe, încât poți să previi genul ăsta de situații în care sunt oameni care fac munci foarte diferite și se plătiți la fel și atunci da, un sentiment de inechitate firesc. Asta ca paranteză, da, de ce spuneam mai devreme. Deci guvernul României mărește salariul minim unilateral de ani de zile și modul în care o face cu implicațiile pe care o face cu decoare, sunt perfect conștienți. Sindicate s-au împotrivit, au zis, ok, trebuie să dăm drumul la negocierile colective tocmai pentru a face niște grile de salarizare, de exemplu, la nivel de sector sau la nivel național chiar. Pentru a spune cum erau vechile, contractul colectiv de muncă la nivel național, care exista până în 2010 și contractul la nivel de sector, spuneau, de exemplu, că chiar așa suna, că muncitorul necalificat e plătit la nivelul salariului minim, muncitorul calificat trebuie să fie plătit cu cel puțin 5% în plus, de exemplu. Muncitorul pe post, bineînțeles. Da? Deci dacă lucrai pe un post cu care ajuta studii superioare, trebuia să fie plătit cu cel puțin dublu salariului minim. Exista o prevedere în contractul colectiv de muncă la nivel național. E, asta e un mecanism direct, deci legea din 2011 a scos în afara legii, să zicem, sub o formă sau alta, contractul de colectiv de muncă la nivel național. În momentul respectiv nu s-a mai putut, evident, negocia și se negocia se culmea că negocia se poate, dar nu se poate încheia un asemenea contract, nu poate fi valabil. Și atunci, bineînțeles, angajatorii sunt liberi să stabilească salarizarea la nivel individual sau în funcție de contractul la nivel de întreprindere și așa mai departe. Cum, de ce, care sunt nivelurile, bineînțeles, deci sunt, cel puțin în România se negocia la nivel național în 2011, asta era destul de rar, nu prea se mai există așa ceva, mai este un pic în Belgia, dacă nu mă înșel, dar în general sunt țări diferite, situații diferite la țară la țară, de exemplu în Germania se negociază foarte mult la nivel sectorial, e foarte important sistemul industrial german, negocierile colective sectoriale sunt extrem de importante acolo. În România se punea foarte mult accent pe contractul la nivel național într-un mod destul de ilegitim din punctul meu de vedere, în sensul în care exista acest contract, existau și contractul la nivel de ramură sau de sector.
Însă cele mai importante lucruri se negociau la nivel de companie. Legea din 2000 ce a făcut a scos în afara legii contractul la nivel național, a impus niște criterii extrem de restrictive pentru negocierile la nivel de sector de activitate. Practic nu se mai poate face lucrul ăsta, mai ales în sectorul privat. Nu mai poți să ai un contract la nivel de sector care se aplice tuturor salariaților din sectorul, nu știu, bancar, comerț, ce vreți. Na, asta era logica. Aveai un contract colectiv negociat de niște federații sindicale și federații patronale și conținutul respectivului contract se aplica pentru toți salariații din sectorul respectiv. Acum, logica asta lucrul ăsta o logică, da, de exemplu, ai un sector de activitate, nu știu, industrial, comerț, nu contează, da, unde ai anumite nevoi ale salariaților, un profil al salariaților, nu știu, ai un sector foarte feminizat și atunci tu ai un sau foarte îmbătrânit sau nu știu ceva de, na, unde ai niște nevoi specifice pentru salariații respectivi sau pentru majoritatea salariaților din sectorul respectiv și atunci poți să faci un contract colectiv la nivel de sector în care să ai anumite prevederi care să protejeze, să le ofere niște drepturi salariaților respectivi. Na, drepturi care să le, nu știu, potrivite situației respective, da? S-a renunțat la lucrul ăsta și acum se negociază la nivel de întreprindere, cel mai mult. Unde se face asta? Că și aici sunt condițiile destul de restrictive, nu prea se face asta în cele mai multe companii, nici nu este sindicate și chiar dacă sunt condițiile de pentru un sindicat să participe la negocieri sunt foarte dure, condițiile legale. Și atunci, na, nu prea... Mai avem prea multe negocieri în România, să zicem. Care sunt aceste condiții foarte dure? Adică ce presupun așa la o... Cea mai importantă e chestiunea reprezentativității. De exemplu, ca un sindicat să poată participa, să poată să negocieze și să semneze un contract, trebuie să aibă cel puțin jumătate plus unul din numărul de salarii într-o întreprindere. Wow. Deci dacă ai, înainte era o treime, înainte de 2011, deci dacă ai o întreprindere cu 100 de salariați, ai nevoie de un sindicat, trebuie să aibă 51 de salariați ca să poată încheia un contract colectiv de muncă cu angajator. Dacă nu, pot avea negocieri colective în alte condiții, dar niște condiții, să zicem, mult mai neprietenoase pentru salariați. Așa. Ziceai acum că... E dereglementată zona asta în care nu există posibilitatea să negociezi în funcție de domeniu economic. Acum mă gândesc și la breasla asta a lucrătorilor culturali și dat fiind faptul că suntem în spațiu de la Teatru Macaz din București, mă gândesc că e un subiect foarte arzător și mi-am dat seama și eu cunoscând oameni din zona asta că sunt privați de această, lucrătorii culturali sunt privați de această posibilitate a sindicalizării sau organizării într-un fel în care să poată să ceară niște drepturi sau să fie reprezentați la tot felul de discuții. Pentru că de multe ori nu sunt efectiv angajați sau sunt plătiți pe contracte, pe prestare servicii sau drepturi de autor și așa mai departe. Care sunt, nu știu, descoperirile pe care le-ați făcut sau le-ai făcut tu atunci când ai analizat povestea asta cu legea dialogului social? Da. În primul rând, nu e vorba numai de, sau bine, nu e vorba de lucrătorii culturali ca atare, nimeni nu spune că lucrătorii culturali nu au voie să se organizeze sau nu știu ce. Problema e una, și aici chiar e o problemă globală, să zicem, nu e numai situația României, și anume că toată filozofia juridică, tot fundamentul juridic al ideii de negociere colectivă, de organizare în sindicate și de negocieri, e bazată pe această idee de contract de muncă. Istoric vorbind, de aici a plecat, de faptul că există această relație individuală de muncă, care e fundamentată în acest contract, și așa mai departe, sunt... istoria dreptului muncii despre asta vorbește, despre contractul de muncă individual și apoi colectiv și așa mai departe și ele sunt legate juridic foarte strâns. Și atunci întrebarea este ce se întâmplă când relațiile de muncă, să le spunem așa, deși tehnic vorbind nu este corect, ele nu se mai bazează pe un contract de muncă, ci se bazează pe alte forme contractuale.
Deci contractele de colaborare nu mai există, dar problema drepturilor de autor, contractul de cesiune a drepturilor de autor în cazul lucrătorului cultural, da. Conform legii, și iarăși nu e cazul, nu e doar statul din România, e în majoritatea țărilor europene, oamenii care lucrează pe drept de autor nu se pot organiza și nu pot negocia colectiv. Conform legii, adică legea nu le oferă, pentru că legea, codul muncii, legislația muncii protejează salariul, scopul este să protejeze salariații, să le ofere, de exemplu, un cadru, ok, voi vă puteți organiza, puteți face și asta, legea vă protejează, angajatorul nu are voie să vă facă asta, și asta, și asta, nu știu ce. E, în cazul non-salariaților, să zicem, legea nu mai spune nimic. Acolo e legea pieței. Da? Fiecare, tu ai un contract, e ca la magazin, da? Deci eu mă duc și, mă rog, da, mi-am cumpărat un frigider, să zicem, am semnat o factură sau ceva sau așa mai departe, așa e și cu drepturile de autor, da? Pe asta se bazează numai acest contract de muncă, contract individual de muncă, nu se mai aplică codul muncii, nu mai e valabilă legislația muncii. Da, e valabilă altă, da? Codul civil, codul fiscal, bineînțeles, dar sunt alte lucruri și atunci nu mai este acest fundament pentru negocieri colective, da? Ele pot avea loc, bineînțeles, teoretic cel puțin, dacă, na, nu știu, piața permite așa ceva. Sau sunt de bună credință cei care plătesc. Nu există așa ceva. Sau da. Bine, aia e una, negocierile individuale, bineînțeles, ele există, da, inerent, adică nu de, aia e de la sine înțeles. Da? Și când ai un contract sau prestezi genul ăsta de muncă pe baza unui contract de cesionare a dreptului de autor, tu, teoretic, la semnarea acelui contract, tu negociezi niște clauze, ok, acel contract, da. Dar numai această, și legea spune, ok, trebuie să existe un contract, el trebuie făcut, trebuie să arate într-un anume fel și așa mai departe, da, contractul individual, da. Dar nu mai există această chestiune a contractelor colective. Și atunci ce se întâmplă într-un context în care tu ai un întreg domeniu de activitate, sau o bună parte din el, pentru că nu e corect, iarăși, în lucrător cultural, adică na, sunt foarte mulți care lucrează în întreprinderi de stat. Da, teatrele și așa mai departe sunt în continuare majoritatea de stat, acolo există sindicate, există nu știu ce. Deci și aici vedem o segmentare foarte clară, da, o separare foarte clară între lucrătorii care sunt salariați, beneficiază de toate lucrurile de care beneficiază salariații, și cei care nu sunt salariați lucrează pe alte forme contractuale și care nici nu pot beneficia de lucrurile alea. Da? Deci nu au cum, efectiv. Și atunci e o problemă de reglementare. Cum faci să reglementezi lucrurile astea? Dezbaterea e în desfășurare, mă rog. Da, mi se pare că e un moment în care sunt dezavantajați cei care nu au deja o formă de protecție. Adică în momentul în care ești angajat la instituții de stat, mai ales, sau eventual dacă există instituții private care au atât de mulți angajați încât poți să ai o organizare din asta serioasă, ești privat de toate felurile în care oamenii care lucrează, adică muncitorii, sunt protejați de lege. Ești pur și simplu în afara acestei modalități de a te, nu știu, încadra în ceea ce poate să-ți ofere statul. Deși faci aceeași muncă pe care o fac și ceilalți oameni, indiferent de unde sunt angajați sau cu ce formă contractuală, nu mai beneficiezi de aceleași drepturi, ceea ce e fericit. Da, trebuie să înțelegem un pic și, e foarte interesantă istoria dreptului muncii, adică dreptul muncii a fost o inovație, nu exista, na, deci a fost o inovație și menirea dreptului muncii era exact asta, da? Să-i protejeze pe salariați, pe cei care munceau, de fapt, se muncea, na, a fost o formă reglementată de, uite, cu contract, cu astea, cu nu știu ce, te poți organiza, există un cadru legal care se aplică uniform și așa mai departe, dar era un context în care nu era atâta varietate, atâta fragmentare, era ceva mai simplu, mai clar totul. Da? În momentul în care ai niște munci, mai nu prestezi muncă regulat, te plimbi de la un, mă rog, beneficiar sau angajator, i-aș spune unii la altul și așa mai departe, e altceva. Da? Deci astea sunt niște, istoricamente, deci se schimbă organizarea muncii, da? De contracte, de condiții de muncă propuse și așa mai departe, și formele juridice n-au ținut pasul cu asta.
cel puțin nu la noi și nu în majoritatea țărilor europene n-au ținut pasul cu asta. E o dezbatere deja destul de veche, nu în România, în anumite țări s-au găsit soluții, de exemplu în Marea Britanie există sindicate ale actorilor și așa mai departe, în alte țări există nu știu, legea... Un fel de statut, mă gândesc, sau... De exemplu, e o problemă și cu salariații part-time, e o problemă, adică și cei care sunt salariați au o problemă aici, deci nu... Na, deci... Și cu contractul pe perioadă determinată e o problemă, tot așa, cu cum le oferi, de exemplu. Dacă tu vrei să favorizezi flexibilizarea muncii, flexibilitatea muncii, da, și spui că ție ți se pare normal ca tinerii, pentru că asta e cel mai, na, ca studenții, ca nu contează, ca tinerii să poată să-și aleagă, să lucreze cu 2 ore pe zi, cu 4 ore pe zi, să lucreze 6 zile, 6 luni pe an și așa mai departe. E, dar ce faci dacă, de exemplu, pentru cei care lucrează 6 luni pe an și ea, de exemplu, și-au găsit un program regulat de a lucra așa, nu știu, e, na, studenții lucrează pe perioada verii, de exemplu, da. Ok. Ce faci? Nu e un exemplu foarte bun, că studenții nu au probleme de asigurare de sănătate, dar ce faci cu cel care lucrează, permanent cu o normă parțială, de exemplu, na, cu o normă parțială înseamnă deja, ok, cu 6 luni pe an și restul face altceva, ce faci ca să-i asigură, niște drepturi de servicii de sănătate și așa mai departe, de pensie și așa mai departe, permanente, na? Deci pentru că el nu contribuie, de exemplu, 6 luni pe an, cum faci, na? De exemplu, să-i asiguri, tu să permiți de exemplu ca, bun, angajatorii să angajeze oameni așa pentru că așa au nevoie sau oamenilor pentru că sau unii salariați preferă să lucreze așa, e adevărat, puțin, dar unii chiar, na, e adevărat că unii ar prefera să lucreze așa și atunci cum faci ca acestor oameni să le garantezi un minim de drepturi? Nu e foarte simplu, pentru că sistemul juridic este gândit istoric, vorbim de o problemă deja seculară, e gândit pentru o altă situație. Da, pentru, da, situații foarte normative. Pentru o situație de contract pe durată, tu ești un salariat, ești pe durată nedeterminată, ai un program de 8 ore pe zi, ai un salariu, ai un sindicat, ai tot, nu știu ce, situația clasică, să zicem așa. Mi se pare că în tot contextul se intre foarte bine ceea ce înseamnă muncă migrantă, sezonieră, în agricultură, în care e destul de greu. Vin și lucrează 2-3 luni pe an, după aceea se întorc acasă, nu lucrează. Da, adică, bine, aici deja vorbim, prima întrebare ar fi dacă munca respectivă e formală sau nu, să zicem, dacă e cu acte sau nu, asta ar fi prima problemă. Și după aia, bineînțeles, e o problemă foarte mare la nivel european de ce se întâmplă cu cei care activează, cum ai spus tu, lucrezi 3 ani de zile, în 3 luni în Spania, după aceea te întorci în România, cum faci, cum se iau contribuțiile la pensii, cum se iau contribuțiile la cutare, și iarăși o chestie destul de neclară și pentru autorități și mai ales pentru oameni, așa, asta bineînțeles nu are foarte multe implicații, să zicem. Da, îmi dau seama că este un subiect atât de vast și care necesită atât de multe și cunoștințe anterioare pe care eu recunosc că nu le am și probabil este o problemă să le avem cu toții. Motiv din care te-aș ruga să ne spui așa pentru final o concluzie a ce înseamnă, nu știu, pentru tine munca asta de cercetare sau de analiză a felului în care lucrează oamenii, felul în care se organizează, care sunt necesitățile lor și așa mai departe. Păi, da, bine, ca pentru oricine, na, ok, odată ce ți, nu știu, te trezești în brațe cu o temă de cercetare pe care te ocupi foarte mult timp de ea și de fapt ajunge să-ți ocupe cea mai mare parte a timpului și pe termen lung și mai departe, mă rog, ajungi să-și placă, să-și enerveze, să te plictisească la un moment dat, e o combinație de asta așa, cu tu te vino. Piața de cercetare asta e, vă spuneam și înainte de interviu propriu zis, că în România există potențial imens pentru, sunt atât de multe lucruri neexplorate, încât nici nu știi de unde vine, adică, și asta e și cazul meu, de fapt, adică eu am ajuns cumva dintr-o întâmplare, cum vă spuneam la început, să fac chestia asta
Și m-am trezit că sunt cam și cam singurul care face chestia asta într-un mod sistematic și câte cât serios și așa mai departe. Na, bun, e un avantaj pentru mine momentan, na, să zicem, na, sigur. Adică am, să zicem, că îmi găsesc lucruri de făcut un pic mai ușor decât își găsesc alții din cauza asta. Da, bineînțeles, tema e extrem de importantă, sunt extrem de multe chestii de făcut. Ar fi foarte, foarte important să avem informații sau cercetări ceva mai serioase, mai în detaliu, să înțelegem mecanisme și așa mai departe, lucruri care nu se poate face de un singur om, de doi oameni, de 10 oameni care se uită la niște cifre și texte de lege și așa mai departe. Sigur, sunt foarte importante și lucrurile astea, dar după aceea trebuie mers un pic mai în detaliu. Na, sunt enorm de multe chestii pe care nu le știm și în domeniul ăsta al muncii, sigur, se pot face foarte, foarte multe lucruri. Dar vom continua să cercetăm domeniul. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Ștefan Guga. Acest podcast e susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai. Pentru spațiul de înregistrare, mulțumim Macaz, Bar, Teatru, Coop din București. Iar pentru susținerea tehnică, îi mulțumim lui Alin Răuțoiu, autor de video-eseuri despre comicsuri, pe care vi le recomand cu drag. Ne bucurăm de orice susținere, unică sau recurentă, din partea voastră pe Patreon. Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Vlad, compoziție muzicală Kind Studios. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe toate aplicațiile de podcasturi. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasens@protonmail.com. Pe curând!